Comedia se naște din lucruri serioase. Dar gândiți-vă că ăsta e mecanismul nostru de a trece peste probleme. Sunt Cosmin Nedelcu, mi se spune Micuțu, și susțin Dude. M-am născut în Focșani, în județul Vrancea. Mi-a plăcut foarte mult până când am plecat. În Focșani era liniște, era prea multă liniște. Și după aia când am ajuns în București, am găsit agitație și foarte multe opțiuni. Ceea ce mi-a plăcut enorm. Și acum dacă stau, de obicei mă la munte să stau liniștit sau dacă mă la Focșani stau liniștit, nu pot mai mult de 2-3 zile. Trebuie să mă întorc să aud în jurături, să fie asta, știi, de vin să muș pe cineva. Asta e București așa. Bă, București! Îmi lipsește asta că nu sunt în București. Ce drept? Măcar atât. Când am început să mă simt bucureștean, zici? Nu știu, asta a venit așa cu timpul și nu e o chestie pe care o conștientizezi. Adică, efectiv, la un moment dat devii bucureștean. Da, brusc. Se întâmplă brusc. Dar tu nu simți. Eu, în mintea ta e o trecere pe care nu o observi așa. Cred. Adică cel puțin așa am pățit eu. În principiu, cam totul în comedie ar trebui să te inspire. Deci nu ține neapărat de București. Bucureștiul e locul unde se întâmplă. Dar gândește că și în țară, unde până mai facem show-uri sau mai fac show-uri, se întâmplă tot fel de chestii. Deci nu e un reper al comediei ce se întâmplă în București. Un reper al setului meu, al materialului. Second stick. Sunt optimist, da. Pentru că Bucureștiul este întreprinzător și optimist. Vreți să mă întreb eu ceva? Cosmin, unde te vezi peste 5 ani? Nu o să răspund la întrebarea asta. Nici la asta n-ați râs. Deci... Pe Andrei l-am cunoscut prin Dan Chișu. Pentru că Dan a fost omul care efectiv a adus stand-up în România. El e the father of stand-up în România. El ne-a strâns. El a deschis Cafe Deco acum foarte mulți ani, cred că undeva la 15 ani, în Teatrul Național. Și cumva datorită lui, noi suntem în punctul ăsta azi. Adică el tot timpul a fost un vizionar, știi? Așa, și a fost vizionar și cu Andrei, pentru că cumva Andrei a crescut pe lângă Dan și la un moment dat, foarte rapid, Andrei și-a dezvoltat propria personalitate și artistic vorbind, știi? Și după aia eram prieteni, amici, să zicem, că nu ne vedeam așa des și pe aia am lucrat împreună la câteva reclame. Și de asta ziceam că l-admir, pentru că are un bun gust pe care foarte rar îl mai vezi în momentul ăsta în orice fel de producție, că e online, că e pe TV. Nu prea mai vezi subiecte tratate cu bun gust și cu un umor de calitate cum face el. Na. Sunt convins că o să fie ok proiectul ăsta pe care vrea el să-l facă și pe care l-a și făcut. În primul rând pentru că ai investit bani în treaba asta, da? Deci nu a găsit oameni care să-l ajute, nu a găsit un suport financiar undeva. Și în momentul în care investești bani în ceva, exact cum am făcut eu cu barbershop-ul, exact cum face el cu serialul casting, înseamnă că efectiv crezi în lucrul respectiv. Mie mi se pare o idee foarte bună asta cu efectiv a face reclamă unui produs în care crezi. 100%. Din toate business-urile pe care aș fi putut să le prezint, am ales Dude pentru că, în primul rând, e o chestie apropiată de mine și anume asta cu producția video. De asta reprezint Dude pentru că, pe lângă faptul că face producție video, face producție video de calitate.
și Andrei Gheorghe, un regizor minunat în care am încredere. Max. Sunt Andrei Gheorghe, regizor, producător și The Dude la Dude. Oportunitățile pentru un regizor în Constanța, eu sunt din Constanța, erau destul de mici. Și vreau neapărat să fac regie și la 18 ani am plecat din Constanța, am venit aici, am dat la facultate și am rămas aici, mi-am văzut de treabă în continuare. Bucureștiul pe lângă Constanța e destul de dificil, acolo m-am simțit cumva protejat, eram într-un bubble foarte strâns. Venind aici mi s-a părut mult mai harsh environmentul, dar cred că m-a format, mai ales în primii ani. Dacă nu veneam aici, cred că nu puteam să dezvolt un business și dacă nu dezvoltam un business, cred că nu puteam să fac regie. Vreau neapărat să regizez și nu-mi dădea nimeni de regizat și m-am gândit că e mai bine să-mi fac eu treaba mea și să-mi dau singur de regizat. Și a funcționat. Primul proiect pe care l-am făcut pe firmă și primul proiect mare pe care mi l-am dat de regizat a fost un film de lungmetraj, Planșă. Am debutat direct cu film de lungmetraj și n-am trecut prin scurtmetraj. Să fiu antreprenor cred că îmi dă o anumită libertate. Să aleg ce vreau să fac, proiectele în care vreau să mă bag, modul în care le fac. Și chestia asta este foarte importantă. Nu știu dacă aș fi putut să lucrez cel puțin în prima perioadă până am căpătat experiență, nu știu dacă aș fi putut să lucrez într-un alt mediu. Nu văd că aș fi avut de ales între a fi antreprenor și altceva. Asta am făcut toată viața și toată viața. De când am venit în București, am început să lucrez la Chișu, unde și acolo tot așa am avut o oarecare, la Dan Chișu am avut o oarecare libertate. N-am avut niciodată program. Și m-a lăsat să mă dezvolt în orice zonă am vrut, cameraman, editor, producător și apoi regizor. Când am ajuns la stadiul de regizor, mi-am făcut eu treaba mea și am început să regizez. Nu mai știu cum l-am întâlnit pe Micuță sau în ce context, dar știu că în perioada aia filmam foarte mult. Chișu mă trimitea în fiecare seară la Cafe Deco, unde făceau și ei stand-up, mă trimitea să le filmez show-urile. Inutil, dar cred că am filmat sute de casete cu show-urile lor. Apoi, da. Asta nu mai știu. Le are și acum. Da? La Dachino. Apoi am început să mergem în turnee prin toată țara și cred că acolo ne-am cunoscut. București mi se pare destul de efervescent. Ce mă? Cum e să zice efervescent? Da, mă, spumos. În sensul că sunt... mi se pare efervescent și spumos. Are un caracter pe care alte orașe nu-l au. Par exemplu. Mi se pare efervescent. Nu știu dacă are legătură cu faptul că sunt antreprenor, dar tot timpul am căutat în orice proiectel, în orice chestie să găsesc ceva de învățat. Când faci film, când faci regie, îți alegi o echipă și din punctul meu de vedere, cu cât îți alegi echipa mai bine, cu atât va ieși și produsul mai bun. Cred că așa este și în antreprenoriat. Succesul business-ului depinde foarte tare de echipa pe care ți-o alegi și oamenii cu care alegi să lucrezi. Dar apoi ai și oameni care se implică foarte mult. Adică nu doar buni profesioniști, ci și dedicați cumva cauzei comune. Da. Cred, și la film și la business mi s-a părut tot timpul valabilă chestia asta, că nu, de fapt nu contează neapărat cât de bine știe domeniul, contează mai mult cât de pasionat este. Firma a luat avânt foarte mare în ultimii 3 ani. S-a dublat cifra de afaceri de la an la an, dar din cauza asta nu am putut să intrăm în proiecte foarte personale. Serialul casting a pornit cu o întrebare a unei dintre actrițe, Olimpia Melinte, a venit la mine cu un scenariu de scurtmetraj, de fapt, și să-i produc scenariu și eventual să-l regizez. I-am spus că nu, în momentul ăsta nu mă interesează să produc scurtmetraj pentru că nu-i văd viitorul și nici nu mă pot implica într-un proiect personal pentru că eram foarte ocupat, dar mi-ar plăcea să-l transformăm într-un serial.
pe care să, în care să pot să-mi investesc și timpul și banii și despre care credeam eu atunci că o să aducă oricum înapoi profit companiei, business-ului sau măcar awareness. Și am ajuns să filmăm 28 de zile cu echipă de 20-25 de persoane on set zilnic. Cu banii și resursele astea, cred că făceam un lungmetraj. Nu îmi doream neapărat să fac un serial, îmi doream să merg în zona asta de online, dar atunci cred că s-a produs un declic, mi-am dat seama că am luat mult mai în serios posibilitatea de a deveni creator de content, mi-am dat seama că este viitorul și că nu vom rezista foarte mult timp de acum încolo doar ca o casă de producție și că trebuie să creăm niște personaje, trebuie să creăm niște lucruri pe care să le marketăm. Și de aici m-am aruncat cu toată forța în produs. Andrei, serialul ăsta e dramă? Ce e? Este comedie, micuțul. E comedie? Da. Am vorbit o grămadă, n-am mai vorbit atât de mult. De ce când vorbești mult înseamnă nu e bine? Ceva e foarte prost din ce am făcut. Nu trebuia să vorbesc atâta.